Deci bestial. Bestial. Ai cuvântul meu. Bestial. Deci vezi că noi nu tăiem nimic. Noi nu tăiem nimic. Deci tot rămâne. Ce facem și vorbim? Vorbim serios. Uite, da, tot pe cameră. La 16 ani jumate nu niciodată eram bodyguard în Breaza. Bine, atunci la 16 ani nici nu aveai mentalitatea pe care o ai acum. Eu stau la un metru de 1 milion de euro. Care e rețeta? Zic, acum trebuie să spunem că ești și antreprenor și profesional. Boss, crede-mă pe cuvânt. Secuie ăștia de la Benedict, fac niște măcuri așa de bune. Da, tu mă-și din cala. Da, dacă ar fi să faci o comparație între ceea ce ai trăit tu și ceea ce trăiește copilul tău acum, copiii tăi. Eu mergeam 5 km pe jos până la Filipișul Mare, să prind un autobuz, să mă duc la antrenament. Adică coada, când se mișcă și mă ridic sus și zbos. Gata, el ridică coada. Ei în alergare, în competiție, trebuie să fie capul sus, coada sus, ai poziția unui tibetan. Acum, când o să vezi pregătit și cum muncește el și tot, o să-ți dai seama cum te-a făcut. Acum ai luat frumos de acasă, te-a dus la dai boss, nu mai, stai aici, acolo sunt camerele, ești obișnuit acum. Oricine ce-ar zice, boss nu era, dacă nu era Tudor Sălăgean.